Ce se întâmplă? Ce scârbos! De fapt, mie mi-a plăcut! E de neconceput! De ce faci asta? Oprește-te! Stop! Te rog să-l oprești! Oh, o să vă placă această nouă provocare? Noapte? Glumești? Wow, ce ciudat! Ce ai acolo? Arată-mi! Ok! Wow, e uimitor! E fix ce-mi trebuie acum! Te rog, deschide și cutia ta! În regulă! Așa, ce avem noi aici? Hă? Un burete? Dar un... Minunat! Cu asta voi scăpa de machiajul meu vechi cât ai clipi! Câteva mișcări simple și voilà! Cred că e o glumă! Perfect! Pielea mea e curată din nou! A mers? Presupun că nu! O să iau și lichidul ăsta! Nu? N-ai voie? Au, ce nepoliticos! Bine, nu renunț atât de repede niciodată! Și desigur, apă curată! Va îndepărta totul! Oh, doamne! Arăt ca un Frankenstein! E insuportabil! Trebuie să fac ceva! Cred că trebuie să ajustăm lumina! Perfect! Acum sunt gata să fac o baie! Voi folosi propriile mele metode și nimic nu mă va opri! Așa voi scăpa de asta fără niciun efort! Apa și o spumă de curățare vor rezolva totul și pielea mea va fi din nou moale și netedă! Așa! Minunat! Acum e la fel de curată și moale ca pielea unui bebeluș! Ce revigorant! Acum sunt sigură că voi câștiga această provocare! Și acum e timpul pentru un machiaj nou! Gata? Start! E a mea! Nu atinge! Ha, îți arăt eu cine e șeful aici! Prinde! Ha? Ce-i asta? Ce n-ai? Drăguț machiaj! Îmi place foarte mult! Minunat! Acum sunt liberă să fac ce vreau și să folosesc orice culoare doresc! Ei bine, trebuie să adopt stilul ei, deci... Hai odată! Vom folosi cele mai luminoase culori pe care le avem! Cum vi se pare? Deși e departe de a fi gata, uneori cred că-mi trebuie 4 mâini pentru a mă descurca! Haide! E absurd! Cred că e suficient! Mulțumesc! Acum ce urmează? Ce să aleg? Așa? Asta arată grozav! O voi folosi pentru a desena simbolul principal chiar aici! Ce simbol? Soarele, desigur! Tare! Oh! Și îl vom face strălucitor! Asta mă va ajuta! Arată atât de frumos! Gata! Ajunge! În sfârșit! Dar hei! Ai luat toate cosmeticele? Acum e rândul meu să le folosesc! Oare ce culori să pun? Presupun că doar întunecate și sumbre, doar tonuri de albastru și violet! Ei bine, am pus culorile vii! Acum nu e o mare diferență! Cred că va fi ușor! Super! E aproape gata! Și acum să adăugăm niște sclipici! Wow! Arată uimitor! În sfârșit! Ce? Ea aproape a terminat! Ha? Îți place? Vai! Trebuie să mă grăbesc! Altfel o să câștige ea! Nimic nu te va ajuta, dragă! Așa că stai să-mi termin machiajul! Dacă trebuie să fac într-un mod însorit, atunci să fie lumină! O secundă! Soare stupid! Repede, simbolul! Ar trebui să fie luna, presupun! Așa că fac o lună! Ce prostuță e! Privește și învață! Sunt expertă la așa ceva! O iau, o strâng și o pun acolo! Wow, totul arată atât de frumos! Doamne, în sfârșit! Am terminat cu asta și ea și-a terminat machiajul! Numai că... ce-i acolo? Oh, uită-te la tine, buzele tale! Oh, nu? Ce mă fac? Genant! Rapid! Am nevoie de niște miere! Oh, wow, proaspătă și delicioasă! Așa cum trebuie! Perfect! Va înmuia pielea și o va ajuta să se vindece rapid! Trebuie doar să-mi pun puțină pe buze și apoi să adaug puțin zahăr! Nu e o metodă tradițională, știu, dar nu mai am timp! Iu, ce face? Acum vom masa ușor până se va absorbi! Hai să vedem cum e! Buzele mele sunt perfecte acum! A venit timpul pentru un ruj, nu? Pe care să-l aleg? Cred că amândouă vor arăta minunat! Cel mai închis va fi conturul, cel deschis va completa imaginea! Verificarea finală? Nu-i așa că e superb? Nea, o voi face mult mai bine decât tine și va dura doar câteva secunde ca să iasă perfect! Uite! Îți place, nu? Recunoaște că-ți place! Pun pariu că n-ai mai avut niciodată un astfel de machiaj! Concentrați-vă! Mai e o provocare! Culoarea părului? Hai să facem! Am făcut asta de atâtea ori! N-ai cum să mă întreci la asta! Ar trebui să fiu foarte atentă la culori! O mică greșeală și totul va fi distrus! Hai să vedem! Așa, dragii mei! Ce? Oh, nu! Nu e culoarea pe care o doream! Eu folosesc metode consacrate, lente, dar eficiente! Ce se petrece? De ce mi se întâmplă asta?
De ce e verde? Ha? Doamne, a mers! Mersi, mersi mult! Ea n-o să... Ce? Oh, nu! Am nevoie de măsuri drastice! Țineți-vă respirația! V-am spus eu! Doamne, să nu mai faci asta niciodată! Vrei să încerci? E atât de delicios! Wow, am o idee! Îmi dai voie? Hei, și eu cum mănânc acum? Stai pe loc! Wow, voi face o tiară elegantă! Dar mai întâi trebuie să le colorez pentru a se potrivi cu buzele și părul meu! Strat cu strat, cu mare grijă! Merge foarte bine până acum! Și acum trebuie să le lipesc împreună! Exact așa! Oh, wow! Exact ce-mi trebuie! Deja arată grozav! Ce urmează? Oh, mulțumesc! Hei, lasă-mă! Asta se pune aici! Perfect! Și încă ceva! A? Ce? Pot să iau... astea? Nu, nu pune mâna! E a mea! Haide, nu fii atât de lacomă! E a mea! Ba nu! A mea! Îți arăt eu ție! Calmează-te! Uite cât sunt de frumoase! O să-ți placă rezultatul promit! Pariez că nu ai face niciodată ceva de genul ăsta! Aha! Mărgelele sunt gata! Și mai trebuie și asta! Și piesa principală, desigur! Va fi chiar în mijloc! Nu-i așa că e minunată? O să probez! Splendid! Sunt o adevărată regina a nopții! Regina ce? Stai să vezi! Pot să o fac mai repede și mai bine decât tine! Voi transforma toate obiectele obișnuite într-o capodoperă. Le atașez una câte una pentru a face o tiară extravagantă. Ca niște raze de soare adevărate, trebuie doar să le fac super strălucitoare! Dar nici asta nu va fi o problemă! Vezi? E o adevărată magie! Cum arăt? Pariez că îți place! Uite, e extraordinară! Wow, îmi place! Nu e timp pentru relaxare? Mai e o provocare! Repede, grăbește-te! Unde? Ce? Dă-te! Hei, ai grijă! Trebuie să fiu mai rapidă decât tine! Hei, lasă-mi și mie ceva! Nu, eu le-am găsit prima! Bine! Hei, și cine o să plătească pentru ele? Uite, iau ăștia! Wow, mersi! Au, dar... În sfârșit, sunt aproape gata. Tot aici ești? Nu fi rea! E un singur paravan aici! Nu mă împinge! Nu o fac! Dă-ți cotul de aici! Cred că hainele vechi au dispărut. Și ale mele? Ups, ce? Îmbracă-te cu unele noi! 13, 14! Wow, cred că am văzut ceva! Ai terminat? Da! Trebuie să recunosc! Ne-am descurcat de minune! Da, cred că ai dreptate! Ești gata? Normal! Da, sunteți atât de frumoase! A fost cool! Mi-a plăcut! Nici nu mă îndoiam că o voi face cu stil! Puterea nopții m-a ajutat să fac asta! A fost o experiență grozavă! Nu credeam că energia zilei m-ar putea inspira atât de mult! Mi-a accentuat frumusețea naturală, făcându-mă absolut fascinantă! Felicitări! V-ați descurcat de minune! Da, știm asta, dragă! Nimic nu ne poate opri! Și încă puțin. Așa. Se potrivește perfect. Bine, ascunde-te. Wow, tare. Și patul ăsta e așa confortabil. Se mișcă. Nu pe tura mea. Aproape că am făcut pe mine. Ce mizeria asta. Hei, tu. Și tu. Ieșiți din hotelul meu. Scuze! Nu a fost prea drăguț! Vei regreta! Dacă Justin ar ști de glumă... Vacanța e salvată! Îmi voi face propriul hotel! Pot să pun bucătăria aici? Un dormitor în capătul ăsta? Da! Instrucțiuni? N-am nevoie de ele! Ăsta numesc eu lux! Ești gelos? Nu se mai fac cutii de carton ca pe vremuri! Cine ar fi crezut că Justin e așa isteț? Uită-te la casa mea! Eu voi construi o casă mai bună! Acum o să-i arăt eu lui Justin! Astea ar trebui să se potrivească la fel ca... Da, desigur! Noroc că nu port papuci! Și camera mea e completă! Și deja e mai bună decât a lui Justin! Dar știu ce lipsește! Puțin scuipat pentru a te face curat și arătos! E simplu pentru furișare!
E ca și cum aș fi invizibilă. Oh! Astea vor arăta grozav în noua mea casă. Acum să dispară. Hei, ce faci? Cine, eu? Bine, nu contează, poți să le iei tu. Bietului Justin nu o să-i vină să creadă. Asta numesc eu glamping. Hei, frate! N-ai câștigat încă? Dacă ea poate... Ultimul mănunchi! Hei! Pot să iau astea, te rog? Te rog! Nu, pleacă! Ce zici de... Acum? Oh, Lola, ce drăguț! Ce zici? Ia-l și pleacă de aici! Mersi! Pa! Așa, gata! Hei, ce plagiator! Îi arăt eu! E timpul pentru o schimbare radicală! O cameră cu atitudine! Dăm drumul la roc! Doar nu a făcut-o! Ba da! Hei, surioară! Nu fi tristă! Trebuia să-mi îmbunătățesc decorul! Oh, florile ar fi drăguțe! Acum se simte ca acasă! Aceasta e clar o îmbunătățire! În paradisul meu tropical! E așa în stilul anilor 80. Dar niște lanțuri ar arăta bine. Și locul nu va mirosi a săpun. Voi face o zonă fără tocilari. Numai oamenii cool au voie. Lola câștigă din nou. Oh nu, fusta mea. Nu te uita la chiloții mei. Serios? Lol. Nu te uita, domnule urs. Ce altceva mai pot folosi? Mi-am uitat costumul de baie, dar mi-am amintit de bagheta pentru piscină. E timpul să meșterim. Totul arată mai bine cu un curcubeu. E timpul pentru carte. Tare! Nu vei simți nimic. Teddy trece la dietă. Pierderea ta e câștigul meu. Tăblia confortabilă e gata. Cât despre tine... Ne mai vedem! Ce? Oh! Domnule urs, uită-te la tine! Ai slăbit! Poftim, ia prânzul! Ciu-ciu, vine trenul! Deschide tunelul! Ești așa de pretențios la mâncare! Trebuia să împachetez o pompă! Mai am doar 20 și termin! S-ar putea să am nevoie de un transplant de plămâni după asta... Ai făcut-o intenționat. Tu intri aici. Așa, patul meu nou-nouț. Merit un pui de somn. E ca și cum ai dormi pe un nor. Deci, prieteni, ce credeți că visează? Spuneți-ne în comentarii. Hei, domnule Teddy. Vrum, vrum. Ai grijă. Mi-am pus pantaloni azi. Ce ciudat. Își va deregla programul de somn dacă doarme prea mult. Trezirea, trezirea, somnorosule! Trebuie să dorm cu un ochi deschis. Dar un pui de somn ar fi drăguț. Costumul ăsta pufos va fi un sac de dormit grozav. Și e cu îmbrățișare încorporată. Probabil că voi închide ochii pentru o... E timpul pentru răzbunare. Farsa asta nu se învechește niciodată. O grămadă mare de pastă de dinți. Gădi, gădi, gădi. Dă-o jos. Eu, ce e asta? Mentolată. Ei bine, am uitat să mă spăl pe dinți săptămâna asta. Mi-e așa foame. Un smoothie tropical ar fi bun. Sunt sigur că nu trebuie să fie spălate. Și un zdrobitor. Suficient de curat. Hai să o facem. Bucățile vor fi bune de mestecat. Uite așa. Hei, e frumos să împarți, frățioare. E rândul meu. Eu, ce scârbos. Pământul ar avea un gust mai bun.
Pizza la la mă salvează. 30 de secunde sau e gratis. Oh, în sfârșit, vino la mama. Aici? Nu, aici. Am vrut să o mănânc, nu s-o port. Poate că e ok. Iarbă? E la fel de rea ca ananasul. Gumat! Ups! Trebuie să fac, dar unde? Sticla asta de plastic e tot ce am nevoie. Oh, și un cutter. Uite, ăsta e un lucru ingenios. Nu vreau margini ascuțite. Acolo jos. Roz, de ce să nu fie cu stil? Puțină intimitate, vă rog. Să-mi facem vezica mai veselă. Minunat! Exact ce aveau nevoie plantele mele. Oh, frate! Poate că smoothie-ul ăla nu a fost o idee bună. Dar nu am construit încă o baie. Stai! Să improvizăm. Dar am nevoie de o zonă de livrare. Nu vreau să se desprindă în mijlocul negocierilor. Bine că am găsit asta în cutia de cereale. Acum la o parte. Bine! Deschide larg. Cine nu iubește ciocolata? Mai ales când e proaspăt făcută. Casa mea mai are nevoie doar de niște artă. Prima mea dragoste. Arată bine. Gata. Hei, Lola. Uită-te aici. Câți ani ai? 4? Decorațiunile ar trebui să fie cool. Precum astea. Scuze, jachetă. Vreau un vibe de motociclist. Ce-i asta? Haide, Lola, poți să o faci? Doamne, calmează-te, soro. Prefă-te că ești singurul copil. E momentul pentru gustare. Stai. Ok, de unde a apărut asta? Ar putea fi de folos. E timpul pentru trucuri. Poate că aș putea să înmoi puțin lucrurile aici. Adăugăm un pic de boho chic și niște culoare. Cred că astea nu mai sunt suveniruri. Puțină magie, Lola. Fată, te-ai întrecut pe tine însăți. Unul e plictisitor. Aproape am terminat și bum! Perfect! Și sună uimitor! Am nevoie de propria mea emisiune TV. Să aruncăm o privire mai atentă. Drăguță și ar putea funcționa. Dar una nu e de ajuns. Voi adăuga niște sfoară pentru un aspect rustic. Floare la ureche. Acum mai am nevoie de câteva. Stai, am curățat astea. Iar acum... Asta a funcționat întotdeauna înainte. Am înțeles. E o pocnitură, nu o bătaie de palme. Da. Ăsta e un clopoțel de vânt. Mai tare decât al Lolei. Wow! Nu, asta nu va fi niciodată enervantă. Nu te-ai așteptat la asta? Wow! Da, mai mult albastru. Vom transforma anvelopa asta din gunoi într-o comoară. Uimitor! Dar mă pot descurca mai bine. Am nevoie de mai multă culoare. Roz e noul negru. Mai are cineva dintr-o dată poftă de gogoși? Și un pic de galben. Pregătiți-vă să fiți uimiți. Nu, nu arată ca niște cartofi. Acum detaliul final. Gata? Da! Dar mai are nevoie de un lucru. O pernuță pentru fundulețul meu. Acum nu mai amorțește fundul. Să vedem cum funcționează. Locul perfect pentru a citi. A fost odată ca niciodată. O gustare pentru mai târziu. Ce avem aici? Cred că pot folosi astea. Faceți loc. Da. Și încă una. Haideți, dați-i drumul. Credeai că pot scăpa, nu? Hai să reciclăm chestia asta. Să începem. O tăietură rapidă. Ce mai talent. Te văd.
Se potrivește perfect. Am făcut un scaun. Dar funcționează? Să vedem. Iac, Lola, ce nepoliticos! Ce? A fost doar scaunul, vezi? Ce e aici? Chiar ar trebui să-mi verific picioarele. Adio, Adidas și împuțiți. Am nevoie doar de cutie. Da, cred că are mărimea potrivită. Să-i dăm un pic de farmec. Mai întâi capacul. Un nor perfect. Ha? Acum îl decupez. Da-da! Lola a rupt farfeca. Te rog! Da! Acum niște boxe spray. Considerați asta ca fiind un masterclass. Un raft cool pentru toate lucrurile mele. E uimitor! Totul se potrivește perfect. Asta nu-i nimic. Planul meu include înghețată. Sunt multe de mâncat aici. Uite așa. Mai vreau. Mai multe. Mi-a înghețat creierul. Victoria cere sacrificii. De ajuns. Merită cariile. Acum la muncă. Am nevoie doar de niște lipici. E genial. Și asta. Un cadou cool pentru o cameră cool. Să nu uităm de astea. Gustarea mea de la miezul nopții. Nu am avut niciodată o carie. Dar nu am fost niciodată la dentist. Ce-i cu mirosul ăsta? Wow! Miroase a brânză! Exact ce are nevoie camera mea! Fata aia are niște probleme serioase! Nu vreau să fiu egoist, dar mai am nevoie de mai multe pentru camera mea! E timpul să explorăm adâncurile oceanului! Rechin, balenă, delfin, poate... Wow! Exact ce aveam nevoie! Un pic de nisip și câteva lumânări! Să aprindem drăgălășenile astea! Wow! E călduț! Nuci de cocos? Sunt surprinsă că încă mi-e foame. Chiar trebuie să mă liniștez. Hei, mi s-a micșorat cămașa? Știu cum să le folosesc. O să iau cojile, adaug niște sfoară și creez mici coșuri suspendate. Trebuie doar să tai sfoara la lungimea potrivită. Acum am ambulanță, adică ambianță. Ce n-ai... scuzați-mă. Nuci de cocos și l-am stins. Un lucru e sigur. Casa mea e cea mai tare. Casa mea e mai tare. Ba nu, a mea e mai tare. Nu, a mea. Nu, a mea. Nu, a mea. Nu, a mea. Ce plictisitor. Mă întreb ce pune la cale Lola. Poate îi voi scrie un bilet. Și gata. Lola! Hei! Stai! Un bilet? Ce drăguț! Și mie mi-e dor de tine. Hai să facem împreună un TikTok. Va fi distractiv. În regulă. În regulă. Privește cu atenție. Un picior, apoi celălalt, peste fund și gata. Am înțeles. Un picior, apoi celălalt. Nu pot trece mâinile. Peste fund, aproape. Am distrus casele. Haide să construim altele noi împreună. Da. Lucrurile surorii mele. Hai să facem o prezentare de modă. Mă simt ca un model Versace. Gucci e mai mult stilul meu. Faceți loc, doamnelor, intră regina. Moda adormită a străzii. Perna mea, dă-mi-o înapoi. Ups. Ajunge. Împărțim camera. O
Poftim! Oh. Mulțumesc! Oh, îmi place noul meu pat! Oh, și este atât de confortabil! E un pic prăfuit, dar e în regulă! Oh, cred că am cea mai tare idee! Am nevoie doar de puțină vopsea roz! Trebuie doar să înmoi rapid aceste papituri! Wow! Da, sunt perfecte! Exact ce aveam nevoie! Oh, acum pot să le apăs toată ziua! Ce face? Roz pentru totdeauna! Da! E insuportabil! Oh, oh nu! Ce-a făcut? Oh, nu-mi vine să cred că se întâmplă din nou! E atât de rău! Sora, ce n-ai... Iac, era și machiajul ei stupid colorat! Bla, are un gust dezgustător! Am o idee mult mai bună pentru asta! Da, sunt un geniu! Trebuie doar să o amestec! Când amestecăm toate culorile, obținem negru! Da, ce deștept sunt! E atât de tare! Bine, bine! Mă enervează atât de tare! E atât de relaxant! Trebuie să împilesc unghiile ca să le fac super frumoase! La ce aș putea folosi asta? Stai! Cred că am o idee! Asta sună atât de bine! Va fi grozav! Ce naibă! Ce e sunetul ăsta îngrozitor? Nu pot să ascult asta! Da! Așa mai merge! Aproape am terminat! Va fi atât de drăguț! Exact cum am crezut! Perfect! Acum am un mic raft! Îmi place la nebunie! Îmi plac și baloanele de săpun! Ta-ta-ta-ta-ta! Oh, ce în regulă cu ea? Chiar nu mai pot să suport! Casetele video ale tatei? Ce sunt astea? Nu contează! Am o idee! Am de gând să le fac utile! Acum o să le lipesc împreună! Da! Ăsta e un raft de bărbat adevărat! Super! Bine, ce pot să fac acum? Cred că aș putea să văd ce e pe ea! Ce? Iar trebuie să fii atât de enervată? Ei bine, da! Pur și simplu nu te mai suport! Oh, Doamne, asta e atât de relaxant! Oh, iubesc acest sunet! Cred că o să o fac! Da! Da! Am de gând să-l pun aici și să fac cel mai tare decor! Amuzant! Mă întreb dacă... Oh, da! Am de gând să-mi decorez partea mea de cameră ca să fie drăguță! Iată, a funcționat! Wow! O să o pun aici sus! Mă simt ca o adevărată prințesă! Și bineînțeles, dragostea mea! Nu, nu! Pleacă! Acum ești și mai cool! Elefantul meu! El este al meu acum! Nu, nu e! Dă-mi-l înapoi acum! Elefantul meu! Oh, dar stai! Văd! Wow! Este atât de frumos! Întotdeauna există o oportunitate în orice situație, chiar și într-un area. Camera mea este atât de frumoasă! Mă întreb ce alte idei voi mai avea? Oh! Uite că vine una! Și știu exact ce să fac cu asta! O să folosesc aceste tuburi pentru a face cel mai grozav decor de cameră din toate timpurile! Poți ghici ce va fi?
Doamne, curcubeul ăsta e atât de drăguț! Mi-am decorat camera într-un mod magic și feeric! Acum pot să dorm liniștită! Uită-te la ea! E atât de penibilă! Stai, ce e asta? Stai puțin, cred că... Da, așa am crezut, genial! Acum camera mea arată atât de cool! Ha! Și asta nu e tot! Am și mai mult material cu care să lucrez! Așa ar trebui să arate o cameră mișto! Ha, 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 ha. Asta e de neprețuit! Hei, surioara! Uite ce am eu! Ce ai acolo? Sunt așa apetisante! Dă-mi și mie! Da, sigur! Vino și ele! Iubesc bomboanele! Te-am prins! E doar un foianjen, calmează-te! Bună asta, Justin! Știu, sunt amuzant! Perna asta nu e bună! Trebuie să o îmbunătățesc! Și această spumă sclipitoare va face treaba! Trebuie să decupez un cerc și apoi să-l tai în două. Voi începe cu această bucată. Mai întâi o voi modela în formă de con. Un pic de lipici îl va ține la locul lui. E perfect! Oh, ascuțit! Acum totul pe pernă. Încă nu e gata. Așa mai merge. Da! Dragă, ești așa adorabilă. Ce? Perna aia e atât de întunecată și înfricoșătoare. Perna mea va fi drăguță. La fel ca mine, știu exact ce să fac. Voi lipi inima asta pe ea și voi adăuga niște panglici. Asta e tot. Știam eu că va ieși drăguț. Hai să încercăm. E atât de moale. E ca și cum ai sta pe un nor. Ce s-a întâmplat? Mami, am făcut buba. Vreau să spun, e așa cum îmi place. Au, oprește-te. Bine, încep să regret asta. Înghețată. Și am băutura mea preferată. Ups, asta nu e foarte feminin. Am o idee. O idee strălucită. Am nevoie de partea de sus a acestei sticle. Wow, acele exerciții pentru biceps dau roade. Bine, acum am nevoie de lingură. Nu pot irosi înghețata. Voi rupe lingura în două. Asta va fi de ajuns. Apoi voi pune puțin lipici pe sticlă și apăs lingura pe ea. Dar am nevoie de mai mult. Măcar nu folosesc tacâmurile mamei. Nu am nevoie de mâner. Asta merge bine. Lampa mea e gata. Wow! Nu pot să uit becul. Acum finisajele. Am niște bumbac. Îl voi lipi pe partea de sus a lămpii. Este atât de pufos. O voi atârna chiar aici. Să o aprindem. Wow! Este uimitoare. Face camera atât de confortabilă. Aș putea să mă uit la ea toată ziua și noaptea. Ce urmează? Poate ar trebui să... Oh, skateboardul meu! Chiar mă întrebam unde este. Mulțumesc, surioară! Am o idee. Hai să facem asta. Am furat, adică am împrumutat uneltele lui tata. Voi începe prin a scoate roțile. E atât de ușor de făcut. Nu știu de ce se plânge tata tot timpul. O să pun niște lipici peste placă. Asta ar trebui să țină luminile la locul lor. Uite-te la asta! Ha, ha! Ha? Crocant! Da! A ieșit exact cum mi-am imaginat! Oh, ce de lumină! Am nevoie de ochelarii mei de soare! Zâmbește, pisicuță! Aceste selfie-uri sunt grozave! Un balon! Așteaptă! Poate mai pot face câteva! Merită să încerc! Wow, am super puteri! Este uimitor! Da! Mai multe! Mai multe! Uită-te la toate aceste baloane! Jalnic! Baloanele sunt pentru copii mici! Vrei să vezi ceva cu adevărat cool? Uită-te la asta! E timpul să mă antrenez la țintă! Nu! Baloanele mele! De ce ai face asta? Stai că mai am! Ar fi bine să te adăpostești! Oprește-te! De ce faci asta? Nu! Justin, ești așa un... Nu va dura mult, dragii mei! Sunt așa norocoasă să am niște copii atât de drăguți! Mic ponei roz! Ha, ha,
eu ei. Aceasta este cea mai bună idee de până acum. Da, ea nu va suspecta nimic. Este perfect. Oh, chiar la timp. Uită-te la toate aceste gustări. Dar să nu-i spuneți dentistului meu. E obositor. Am nevoie de o pauză. Așa e mai bine. Salvează-mă! Justin! E o glumă! Relaxează-te! Ești cel mai rău! Ce? Unde a plecat? Aoleu! Patul meu! L-a distrus! Patul meu moale și confortabil! Poate că nu e așa de rău! Pot să mă descurc cu asta? Și am nevoie de bomboanele mele! Îmi voi turna bomboanele în această gaură în formă de Justin! Wow! Asta arată mult mai bine decât Justin! Acum o voi acoperi! Nimeni nu va ști niciodată! Va fi secretul meu! Pot mânca bomboane oricând vreau eu! Chiar și acum! Atât de gustoase! Și sunt toate ale mele! Știi? Justin mi-a făcut o favoare! Un deliciu! E bine să împarți, domnule Craniu! Acum dăm bomboana! E atât de bună! Ce altceva mai ai? Ursuleț de gumă în loc de creier? Chiar da! Sunt atât de bune! S-a dus dieta mea! Ups! Un coș! Arăt ca un tocilar! Val să dispară! Există doar un singur lucru pentru asta! Nu strânge! Pleacă de aici! Așa e mai bine! Așteaptă! Pielea mea frumoasă! Arată mai rău! Arată oribil! Acest coș îmi strică reputația! Surioară? Și tu ai un coș? Sunt atât de urâtă acum! Nu-ți face griji! Cred că am ceva care să-l acopere! Încearcă asta! Un tatuaj? Cum arată? E așa de drăguț! Lasă-mă să te ajut și eu! Nu te mișca! Oh, cool! Tunet! Mulțumesc, surioară! Ok, asta e ciudat! Jucăria asta e atât de moale! Patul ăsta e cam plictisitor! Cred că știu cum să-l repar! Am nevoie de perna asta! Ei bine, am nevoie de umplutură! Uite de la ea! Este atât de frumoasă! Îmi place la nebunie! Parcă ar fi dintr-un bazm! E prea feminin! Am nevoie de ceva mai fierbinte! Asta e bun! E timpul să trec la treabă! Va ieși minunat! Sunt o mașină de tăiat! Bine, arată bine! Acum să trec la vopsit! Sunt pe val! Arde! Pupici pentru Teddy! Mă gândilă! Wow! Aceste lumini sunt perfecte! Hei! Ochii mei! Sunt emo! Nu ar trebui să fiu o lumină puternică? Așa e mai bine! Mi-e foame! O să iau o gustare! Ce bunătăți ai, domnule Craniu? E cam lipicios aici! Iu! Scârbos! Bla! Știi, îmi amintește de... nu mănânc asta! Știu! O să pun niște spumă în cutia asta, apoi adaug o bază. Voi pune mai multă spumă pe margini și o voi tapeta cu acest carton argintiu. Apoi voi face secțiuni. Asta e exact ce am nevoie. Apoi voi ataja niște balamale. Le voi lipi la locul lor. Oricum, cine are nevoie de șuruburi? Apoi voi adăuga o ușă de sticlă. Tot ce a mai rămas de făcut este să pun o lumină. Un frigider pentru gustările mele. Asta e destul de tare! Pe bune! Trebuie să țin oamenii departe de el. Asta ar trebui să fie de ajuns. Acum dulciurile mele sunt în siguranță. Mi-e așa de foame. Am nevoie de o gustare. S-au topit toate. E ciocolată peste tot. Are un frigider? Este frumos! Uite-te la bomboanele astea! Justin, pot să iau și eu? Ce? Da, sigur! Uite! Mulțumesc!
Nicio problemă! Justin, Lola, prânzul e gata? Da, mamă! Tipic! O să păstrez asta pentru mai târziu. Am niște planuri grozave, da! Ce s-a întâmplat aici? Toată munca noastră grea! Cine ar face asta? Dragii mei, am făcut curat în camera voastră! Era așa o mizerie! Mulțumesc, mamă! Ce vom face acum? Poate ne jucăm pe PlayStation? Întotdeauna te bat! Te las să câștigi! Prima mea zi la facultate, sunt atât de fericită! Despachetați? Gata? Trebuie să mai decorez puțin! Asta o fi camera mea. Cine ești? Colega mea de cameră? Ochii mei! Partea mea e cam goală. Wow, mult mai bine. Da. Vrei să joci? Sigur. Luptă. Ia de aici. Da. Nu! Ce romantic e! Văd că-ți place muzica! Ia uite! Deci, ți-a plăcut? Da! Ceva. Bine, mă ocup eu de ei. Ce furioasă ești. Îmi place să petrec. Îți place? Deci, am auzit că dați o petrecere, a? Mă bag și eu. Petrecăreața. Wow! Încă mi-e somn. Așa îți trebuie dacă ți-ar de petreceri? Wow! Haine nepotrivite! Mult mai bine! De fapt, și eu vreau să dau o petrecere. Peste cadavrul meu! Dacă fac 100 de puncte până diseară, dau o petrecere aici. S-a făcut! S-a făcut! Wow! De ce suntem așa urâte? Wow, e bună de Instagram! Dragă, las-o pe seama profesioniștilor. Vai! Ah?
pregătește-ți ținuta de petrecere? Un nou trend pe TikTok! Trebuie să încerc și eu dansul! Vrei să faci TikTok-uri cu mine? Eu nu fac TikTok-uri! Yay! Ai spus ceva de o petrecere? Bine, începem! Câte puncte primesc? Doar 10 puncte? Acum eu! Dulciuri! Bomboane! Wow! Bună, frumoasă! Trebuie să mă apropii de ea cumva. Astea arată bine! Bună! Sunt pentru tine! Wow! Mulțumesc! O, Doamne! O, Doamne! A fost doar o glumă! Hei! Ce se întâmplă aici? El e de vină! El a fost! Ce? Tu! Ești arestat! Nu, te rog! Iac, ce? Wow! Bună! Trebuie să urmez! Vino, repede! Bună, băieți! Ce mai faceți? La, 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 la! Frumos costum! Ia, cu ce e? Ce? Ce? Să chemă cineva poliția! Îmi pare rău! Te-am ce? Ești arestat! Nu am fost eu! Ce? Unde? Fotografii? În regulă! Bine, fă-le! Ești fericit acum? Nu e corect! Tu stai aici! Foarte bine! Am mai prins unul! Voi fi liber oricum! Acum pot să dorm puțin! Hei, e timpul să ne distrăm! Doar să nu spuneți nimănui! Cool! Yeah. să adăugăm ceva și aici! Foarte bine! Ha? Lucul drăguț îmi va reda libertatea? Se pare că le plac băieții drăguți aici! Poate aș putea! Atât de drăguț! Doamne! O voi face în felul meu! Ha? Ce-a fost asta? Hei, liniște! Bine, de unde ar trebui să încep? Ținuta, da. Stai să mă gândesc. Ha? Ce e asta? Cool! Hei, frate! Ce? Pare destul de drăguț. Stai să văd. Cred că ar trebui să notez întreaga listă. Hei, ce s-a întâmplat? Nu scrie! În regulă, îl voi folosi într-un alt mod. Atunci schimbăm ținuta. Urăsc rozul. Dar bine, îl iau. Și nu mai am nevoie de asta. Deși nu e chiar așa de rău. Mulțumesc! Ha? Unde? Ce? Nu din nou! Au! Frumos, îmi place! Ha? Arăți minunat! Scuze! Deci, ce urmează? Părul! Deci, trebuie să-l schimb? Ăsta? Stai să văd! Hai să verificăm! Ia! Nu e nimic aici! Și aici? Ha? Cheia? Și ăsta pare interesant! Deci ce ar trebui să fac? Ce scârbos!
Oh, în sfârșit, am terminat! Wow, e minunat! Cred că pot să o folosesc și eu! Ăsta îl va face mai strălucitor! Deschid și torn! Exact ce aveam nevoie! Și acum să înceapă distracția! Asta e! Până la ultima picătură! Voi folosi totul! Da, asta o să mă ajute! Wow! Acum să punem puțin direct pe păr! Șuviță cu șuviță, ușor și încet! Wow! Ce bine se simte! Da, acum părul meu arată mult mai strălucitor! Unde mi-e bandana? Aș putea să o schimb și pe ea! Doar o pun aici! Aștept puțin! Și iată! Arată minunat! Să o probăm! Cred că au mai rămas câteva detalii! Ah, buzele! Ochii mei! Trebuie să scap de dezastrul ăsta! O să folosesc asta! Iau un pătrățel mic și curăț! Perfect! Și încă ceva! Da, chiar aici! Sunt un adevărat băiat drăguț! Oh, frate! Ai reușit! E atât de cald aici, mai bine aș scoate asta! A? Interesant! Da, hai să-l luăm! Dar mai întâi să-i schimbăm culoarea! Drăguț! Stai să-l probez! Bine, e timpul să facem ceva! Ce? Oh, hei! Nu te uita! Upsi! Grozav! Am făcut tot ce trebuia! Iar acum sunt gata să-mi recapăt libertatea! Da! Yes. Hei, doamnă polițistă! Iuhu! Ah, oh, dragul meu! Îl iubesc atât de mult! Ha? Ce? O, doamne! Bună! O, doamne! E un băiat drăguț! Wow! Arăți minunat! Uhu! Ar trebui să fii liber! Da, să deschid. În sfârșit! Haide, încă puțin! Ce? Hei! Și ce e asta, tinere? Nu, nu e a mea! Asta nu e drăguță! Rămâi aici! Stai! Pot să-ți explic! Oh, nu! Și ce avem noi aici? Ce urât! Nu, nu voi citi așa ceva! Nu vrei? Bine! Stai să arunc o privire! Mie mi se pare că arată bine, deci de ce nu? Wow, frumos! Asta îmi pare un accesoriu de lux! Trebuie doar să parcurg câțiva pași simpli! O, în doi aici, aici și aici! Perfect! Acum să vedem ce am obținut! Cool! Acum pe asta o dăm jos și o punem pe asta! Splendid! Acum arăt grozav! Cool! E timpul să luăm o gustare! Mmm, delicios! Ha? Ce? Oh, stomacul meu! Auch! Cine a lăsat ăsta aici? Oh, wow! Nu-mi vine să cred! A, bună din nou! Cum ți se pare noul meu look? Îmi place mult! Acum ești liber! Minunat! Salutare, libertate! M-am întors! Ai uitat să spui mulțumesc! Ce? Serios? Eu? Vino aici, frumosule! Oh, nu! E prea mult pentru mine! Nu! Hei! Nu! Ce faci? Ups, scuze! Pa! În sfârșit, libertate! Adică, libertate, da. Oh, mă sună cineva! Bună, frumoasă! Ce mai faci? Cred că trebuie să mă văd cu ea. Deși nu pot merge așa. Bună, dragă! Pot? Mulțumesc! Așa e! Asta o să arate mult mai bine! Frumos!
Și ăsta? Nu am nevoie de el! Dispare! Ha, 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 ha. Hai să ne distrăm! Azi e ziua cea mare! Ce? Sper să-i placă! Ce naiba! Îți plac? L-am ales special pentru tine! Eu? Oh, e sus! Așteaptă! Oh, pentru mine? Da! Ce drăguț! Oh, oh, iese! Oh! Huh? Wow, bomboane! Oh, ce-i asta? Eu, ești murdară! Exact cum îmi place! Pot să-i dau asta celui de care îmi place! Asta e șansa mea! Da? Asta e pentru tine! Oh, e sus! Ce? Hei! Hei! Cum a fost ziua ta? Bună! Da, dar ți-am dat inima mea! Drăguța și perfecta, Su! Nu-l pot învinovăți! Chiar și eu vreau să fiu ca ea! Oh, de unde să încep? Nu e corect! Așteaptă! E roz! Exact ca părul lui Su! Lucul semnătura lui Su vine imediat! Abia aștept să văd rezultatul! E timpul să fixăm totul! Cum m-am descurcat? A? Nu e bine! Voi încerca din nou! Oh, știu! Vremurile disperate cer măsuri disperate! E timpul să-l vopsim! Acum despre asta vorbesc! E rozul perfect al lui Su! Să trecem la treabă! Șmecheria e să o punem pe tot părul! Nu vrem petene uniforme! Sunt aproape gata! Wow! Părul meu e atât de frumos! O să fiu virală pe TikTok! Wow! Ce? Sunt un dezastru! Oh, nu contează! Să vedem! Ha? Eu! Coșurile mele sunt atât de mari! Și am făcut o mare mizerie! Oh, stoarcerea nu a făcut prea multe pentru roșeață! Nu știu ce să fac! Poate o pot ascunde cu fond de ten! Da, astea mă vor ajuta! Voi pune fondul de ten pe acest aplicator! Și aștept să-și facă treaba! E timpul să mi-l pun pe față! Oh, ce relaxant! Pot să adorm așa! Oh, cred că am exagerat! Nu văd nimic! Oh, wow! Oh, nu! Oh, upsi! Bine că nu m-a văzut nimeni! Wow, a funcționat! Oh, ar trebui să fac un TikTok! Super! Ha? Ce dezastru! Ar fi bine să fac ceva în legătură cu asta! Ha, nu contează! Ce poartă Su oricum? Un hanorac cu glugă, ha? Pot să fac asta! Am nevoie de un hanorac, totuși! Bingo! Știu că fratele meu are unul aici! Nu, nu tu! Ce e chestia asta? Oh! Te-am găsit! Al meu ești! Wow! Mi se potrivește, dar e prea lung! Nimic ce nu poate fi rezolvat cu puțin DIY! Îl voi tăia chiar de-a lungul stomacului! Gata! Acum e perfect! Oh, hanoracul meu! O să ți-l dau înapoi! Ar fi bine să faci asta! Oh, oh, mersi, frate! Ce-a fost asta? Nu contează! La revedere! Su, vin după corona ta!
Oh, ce urmează? Aha, căști cu urechi de pisică. O să fie dificil. Dar nimic nu e imposibil când meșterești. Tot ce-mi trebuie e niște carton. În primul rând îl voi așeza așa. Apoi voi decupa contururile tuturor pieselor. Wow, deja arată bine. Dar va arăta mai bine atunci când voi lipi totul la un loc. Și acum puțină magie de editare video. Cool, hă? Huh? Wow, a fost mai ușor decât am crezut. Eu, arată ciudat. Nu seamănă cu căștile lui Sue. Cred că nu am de ales decât să le cumpăr. Voi folosi cardul de credit al mamei. Nu, nu, nu. Bingo! Puse în coș și expediate. Perfect! Acum sunt gata să fac TikTok-uri. Lumini, cameră, acțiune! Cool! Mă voi alătura acestei provocări de dans. Wow! Oh, nu! A fost jenant, dar nu contează. Care-i treaba albinuțelor? Sue e aici! Oh! Super! Ha? Bună, Finn! Ce părere ai despre noul meu look? Wow! Ce-i asta? Dublura lui Sue? Doar nu vorbești serios! Ce-ai spus? Am făcut asta pentru tine! Ha? Ce nepoliticos! Hei, nu-l asculta! Hai să facem niște TikTok-uri! Ha, sigur! Ha? Ha, să mergem! Nu contează! Ha? Ha? Înregistrează camera! Oh.